prea sfântă și prea curată Maica Domnului, născătoare de Dumnezeu, ocrotește-ne pe noi, robii tăi, care venim înaintea ta cu inimă smerită și cu credință neclintită. Cu umilință și recunoștință ne plecăm în fața măreției tale, rugându-te, o prea sfântă stăpână, să primești această înflăcărată rugăciune a noastră, prin care ne încredințăm cu nădejde mare în ocrotirea ta milostivă. Prea sfântă Maica Domnului, izvorul harurilor curate și stăpânitoare a tuturor suferințelor, te rugăm să ne ajuți în această vreme plină de încercări și ispite, să ne ocrotești de toate bolile și suferințele trupești și sufletești, să ne dai putere și sănătate, să ne păzești de primejdii și necazuri. Roagă-L pe Fiul Tău cel iubit, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să ne binecuvinteze cu Harul Său Divin și să ne întărească în credință și iubire. Fă-ne vrednici de harurile sale nesfârșite și dăruiește-ne sănătate trupească și liniște sufletească. Maică Sfântă, roagă-L pe Domnul să ne lumineze calea și să ne călăuzească pașii pe cărările dreptății și ale binelui, să ne acorde putere și înțelepciune în fața greutăților și ispitelor, să ne învrednicească de iertarea păcatelor și de mângâierea Duhului Sfânt. Fă, o preacurată Maică, ca viața noastră să fie plină de mulțumire și recunoștință față de Dumnezeu, iar inimile noastre să se umple de dragoste și încredere în puterea sa milostivă. Să fim binecuvântați cu prosperitate și bucurie, cu împlinirea tuturor nevoilor noastre și cu pacea cea neprețuită. Încheiem rugăciunea noastră, implorând ajutorul și ocrotirea ta, o preacurată Maică. Ascultă-ne, înțelege-ne și întărește-ne în credință și nădejde. Fii alături de noi în toate clipele vieții noastre și nu ne părăsi niciodată. Cu umilință și recunoștință ne închinăm în fața ta și te rugăm să primești rugăciunea noastră fierbinte. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păzească și să vă aducă pace în sufletul și în casa voastră. Sper ca această rugăciune să-ți fie cu adevărat de folos duhovnicesc. Iar dacă vrei să mai rostești încă o rugăciune, aceasta este recomandarea mea.